Tinerii care au vrut să facă un ban în plus peste vară se pregătesc zilele acestea să plece spre case. Sunt ultimele ore de muncă, dar și de calcule, după 4 luni pline. Printre tinerii care au lucrat vara aceasta la malul mării se numără și Mirela, o tânără din Republica Moldova care studiază istoria la Iași. Anul acesta se pregătește pentru licență, dar și pentru înscrierea la facultatea de teatru. Peste vară însă a servit într-unul dintre restaurantele din Mamaia și spune că experiența a pregătit-o foarte bine și pentru viață. A învățat să fie mai calmă și mai atentă la cei din jur. Este o muncă foarte grea fizic și moral, foarte tare. La final de zi nu mă simțeam atât de obosită fizic cât epuizată din punct de vedere spiritual. Dar m-au susținut, au fost alături de mine, m-au încurajat pentru că mi-am câștigat și proprii bănuți și cred că este un început foarte bun. Eu mă bucur că am reușit să-i ajut pe unii dintre turiști să se bucure de mica lor vacanță. Un ajutor de nădejde pentru Mirela a fost Cosmin. Tânărul de 17 ani este elev în clasa 11-a la un liceu sportiv din Tulcea, însă după vara aceasta se gândește serios să facă o carieră în industria ospitalității. Această vară a fost interesantă, am învățat lucruri noi, a fost un sezon foarte frumos, am cunoscut o mulțime de oameni minunați. În clasa 12 cred că voi intra mai mult pe acest domeniu. Pe zona de food and beverage, pe zona de restaurant, am avut aproximativ 50%, chiar mai bine de 50% din angajați sub 20 de ani. Și trebuie să recunosc că s-au bucurat de respectul și aprecierea echipei. Vorbim de echipa de conducere, de echipa de management, consider că au plecat îmbogățiți cu noi valori și îmi place mie să cred că această experiență îi va ajuta extraordinar de mult pe viitor. La un alt hotel, alți doi tineri se pregătesc de plecare. Au venit să muncească la Mamaia tocmai din Sri Lanka. Pentru Gaian este deja al doilea an de lucru în România, de unde spune că nu ar mai vrea să plece. După vara aceasta are de gând să plece să muncească în Poiana Brașov, iar vara viitoare să revină la Mamaia. But very easy for the working for Romania, but it's a very good people, it's understanding, very good tourism, it's very good. Everything's okay. De 20.000 de oameni ar mai fi nevoie pe litoral, cel puțin așa spun antreprenorii din turism care s-au orientat și în acest an spre tineri din Asia. We actually do, we serve the guests, we have our hotel guests, they stay there and they come for the sun bath. When they come here sun bath, so from the hotel we do some treatment for them, some beer, snack, some soup and also maybe 10:30 we will be having a snack and evening 3:30 there will be another snack, so guests will be happy. And we are making them a nice place to stay and enjoy and relaxation. Chiar mi se pare că își fac treaba cu foarte multă probitate. Pentru noi se comportă foarte ok, ca și servire, ca și comportament. Oficial, sezonul estival se încheie pe 15 septembrie. Tot atunci și hotelierii și angajații lor vor trage linie și vor decide cât de profitabilă a fost vara.